care și-a acoperea dosul cu cămașa de noapte, apoi se apropia de o lumânare abia stinsă, pe care o reaprindea cu îndemânare, pârțâind și bășind încet. Să primești o bășină în dosul palmei și să-l duci la nasul celui sau celei cu care ești în pat, cerând părerea asupra gustului și mirosului. Se ridică de la sine o întrebare. Cum poate fi clasificat în mod corect pârțul? Cel ce șopune este însă o fire cârcotașă. Trebuie oare să-l măsurăm cu cotul, cu piciorul, cu cana, ori cu banița? Nici de cum. Iată soluția găsită de un excelent chimist. Nimic mai simplu, mai natural. Introduceți, spune el, nasul în anus. Vârful nasului va tăia orificiul anal în două părți egale, iar nările vor deveni cele două talere ale balanței. Dacă pârțul e resimțit ca o greutate, înseamnă că trebuie măsurată cu o greutate. Dacă pârțul este tare, cu cotul, ori cu piciorul, de-i lichidă cu cana, de-i grunjos cu banița și așa mai departe. Bășinile sunt de două feluri. Fie uscate, fie fecaloide. Cele uscate ies fără zgomot și nu antrenează niciun fel de materie fecală. Se mai numesc și pârțuri feminine. Privește arta pârțului, mi-ar place să cred că fiecare își va găsi în seara asta lista celor câteva tipuri de pârțuri care fac obiectul studiului meu. Trage, trage, trage doare ca să iasă pârțul mare! Datorită efortului pe care îl depune muncitorul când frământă aluatul, lipită de copaie, pârțurile noastre ies uneori mărunte, 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 precum cărăbușii de poți înfuleca și 12 dintr-o dată.